Voi petrece sărbătorile în familie, cu soția, cu copiii, cu soacra, cu mama, cu tata, ca în fiecare an. De Revelion voi rămâne acasă cu familia. Eu consider că sărbătorile cele mai frumoase sunt în familie, lângă copii, lângă părinți, lângă prieteni apropiați, lângă rude. Le urez constanțenilor sănătate multă, liniște, pace sufletească și un călduros la mulți ani și anul 2017 să le aducă tot ceea ce nu li s-a împlinit în 2016. La mulți ani și sănătate multă!